După 10 de ani de condiții precare, maternitatea din Bălți s-a mutat la casă nouă. Centrul perinatal a fost transferat în clădirea Spitalului Clinic Municipal. Acum, proaspetele mămici au parte de condiții mult mai bune în spații renovate cu mobilier nou. Totodată, instituția medicală a fost dotată cu utilaje moderne. Lucrările de reparație au costat peste 18 milioane de lei, bani oferiți de Ministerul Sănătății. Angela Rusnac a devenit mamă pentru a doua oară. Prima naștere am avut-o la maternitatea cea veche, a doua aici, niște condiții foarte mult mai bune, mult mai un confort, mai avem apă caldă, apă rece, saloanele sunt cu mobilă nouă, paturi noi. Și alte mămici spun că se simt aici confortabil. Am mai multe prietene care au născut în vechea maternitate și povesteau că tehnica e învechită. De multe ori lipsea apa și mă gândeam că dacă nu vor termina aici reparația, voi fi nevoită să mă duc la Chișinău să nasc. Și foarte bine, vreau să mulțumesc atât moașelor cât și medicului, datorită cărora copilul meu este în viață, pentru că am venit la 34 de săptămâni. Ceea ce datorită lor, copilul meu a supraviețuit. Este bine, suntem două fete în cameră, îi curățăm, suntem mulțumiți. În ultimele decenii, maternitatea din Bălți funcționa într-o clădire închiriată cu mobilier și tehnică învechită. Blocul aparținea administrației publice locale, adică primăriei. Noi le mulțumim foarte mult pentru gazda care ne-a oferit-o, pentru spațiul care ne l-a oferit, deoarece plata pentru chirie nu era, decât doar se achitau lucrările de regie. Dar totuși era un bloc vechi care nu putea fi renovat, deoarece nu era nici al nostru, nu era al instituției. La centrul perinatal nou, noi avem 4 săli de naștere care sunt dotate cu tot necesarul, echipamentul care este. Avem apă caldă, avem duș în fiecare sală de naștere. Urmează să mai avem prin proiect unele dotări noi, dar în principiu să avem săli de naștere după standarde europene. În trecut, timp de 24 de ore erau, eu știu, 6-7, în schimb aici suntem puțin mai mult, având în vedere de condiții, cred că, sunt în jur 10 și mai mult. Au fost și 14 și 15 naștere timp de 24 de ore. În maternitatea din Bălți se nasc anual peste 2500 de copii.